Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Are mai mult decât atât, Florin. Este un joc pe care noi l-am mai jucat. L-am învățat de la o concurentă. Asta înseamnă că o să ne facem de râs. Ha! Eu sunt foarte bun la jocuri și participă și echipa, că poate mai am vreo șansă. Nu, nu participă echipa, este doar pentru voi trei. Chiar echipa ar trebui să tacă și am să-i rog să meargă în spatele bancului. M-am fost trimis în spate, zic, ai șef acum, asta e, depinde de tine. Sunt convinsă că șef va câștiga, nu avem încredere în el. Că la câte amulete a câștigat, sigur și pe asta, e foarte simplă. Dragii mei, jocul se desfășoară în felul următor. Trebuie să construiți o poveste contribuind fiecare cu câte un cuvânt, pe rând, dar tot timpul trebuie să repetați tot ce s-a spus până atunci în ordinea exactă. Deci să dăm un exemplu. Eu merg acasă, da? Gina, de ce mai trebuie să acasă? Eu merg acasă să mănânc șnițel. Deci începe Buntea și zice ceva, după care Dumitrescu vine cu ce a spus Buntea și cu completarea lui, după care eu trebuie să vin și să spun ce a spus Buntea, Dumitrescu și completarea mea. Cine a uitat un cuvânt? A pierdut. Este eliminat. Începem de la Sorin, ca să fie o ordine logică. Corect, da? Să fie mai ușor de urmărit. Te rog. Proba noastră. De... Deci vă dați seama, nici nu mi-am seama că am început și eu am și greșit. Nu-i nevoie să mă mai prezint, reprezint cu succes pierderea de timp. A rămas eu cu Florin, continui eu. Proba noastră a... N-are logică, bro. Cum adică? Proba noastră a fost proastă. Vrei să zic a fost ca să mă dai afară? Cum n-are logică? Dom'le, n-are sens. A spus cu totul altceva. Cum adică n-are sens? Cum adică? Proba noastră a făcut sau... Hai să facem o poveste. Da, așa cum am zis. Adică și... Dar mi s-a părut că nu ducea undeva cu sens. Nu exista. A câștigat Sorin, ce să mai... Râdeai de mine, ia. Proba noastră. A pierdut, iau-te cum am câștigat. Nu înțeleg ce au făcut ăștia doi. Cred că o să mai fac jocul ăsta până o să-l învățați. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.